că noi degeaba repetăm, pentru că trebuie să-i așteptăm și pe ei, ca să facem dansul cu toții. Și Neamărin a zis, băi, dacă azi iese de 3 ori perfect, nu mai stăm până la ora 9. Stăm 20 de minute și gata. Da, se face 7 și ăștia 3 nu sunt. Și verific telefonul, primisem un mesaj, oase aici, sună-mă. Nu pot să cred. Ăsta e la cârciumă. La un moment dat mă uit pe Instagram și văd că într-un story mă tăguiește Babană, care era cu Oase și cu Sony la cârciumă. Mă sună liste, ia, ia! Florin! Salut, Florin, ce faci? Bine, unde sunteți? La dans! La dans? Oase, acum vorbesc. Zice să vină repede aici! Neamărin zice să veniți repede! Acum terminăm! Vorbim cu patronul de o scenă. Auzi, să iei scenă puternică, da? Doamne, ești cu noi la masă. Mi-au zis că dacă vii tu să le faci autografe, ne aduce scena gratis. Se-mi zice la telefon că trebuie să vin repede la cârciumă. Eu știam că eu a fost în altă parte și cum am ajuns la cârciumă. Da, 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 vin acum. Și ce crezi? 5 secunde la telefon, o zi pe liste. Măi, trebuie să plec 5 minute. Că au găsit scenă, dar trebuie să mă duc acolo să dau un autograf ca să ne dea scenă. Este la cârciumă ei, na. Băi, băi. Băi, băi, alo, alo, alo. Dacă nu veniți în 2 minute aici, va lua mama... Bă, cum să mă dea în gând, mă, la Neamărin, mă? Păi știi ce scrie pe ăla? X. Și nu X Factor. X. Neamărin, e dată stele, rezolvăm aici. Mi trebuie niște. Dacă nu sunteți în 2 minute aici, vă distrug. Hai. Băi, Neamărin, nu ne-ai trebuit să căutăm. Ia să vezi cum rămâneți în aer. Pa! Se vine Aristei și după aia rezolvam. Dar ce a zis că ne face? Neamărin că ne omoară atât. Aristei s-a pus cu dușmanul, gata. Nici s-a aruncat cu balegă în prietenia noastră. Neamărin, ia vreo obțin. Sifonar, hai. Ia uite ce am primit aici. Florin i-a sifonat. Acum 9 minute. S-au și schimbat ăștia, ia uite. S-au schimbat, frumos. Ia uite-l pe Baban. Ăsta e mort. Mamă, băi, băi, fiți atenți. Noi când vine serios, faceți. Și să vedeți omor ce le dau. Să vedeți omor ce șeau. Adică sunt o echipă, aia mers la repetiții și ceilalți mă la băute frumos, ciocnesc, noroc, băieți, da-da-da. Adică ne și întărâtă, ne și trimit. Cum, pe bune? Neamărin, când auzi că e azi la cârciumă, îți dai seama, a nebunit. Îi bat de omor. Îi bate rău. O să se vadă pe cameră că i-am zis. Hai, bec. Nu ți-am zis ție că-s la cârciumă, am să zic ție, dar nu se zicem la moș, că e omor. Când mi-ai zis tu? Când vorbeai cu ei la telefon, ți-am zis că-s la cârciumă. Că am făcut story, dar tu erai tipul Clarinca, ta ți-a luat Horinca, minții. Alo! Din partea lui șef aceasta, să nu șac. Mersi. Nu te spăla, nu te cheamă, că vorbesc singur. Ia, băi, ia pe plata, asta. Cum o să ne dai apă? Patru glumeți, mă. Al Neamărin, mă, unde merge numai de Neamărin suntem urmăriți. Am și invitat șeful de la terasa să vină la târg, să facă și el un stand cu mâncare, bere. Vii cu un grătar, un dozator de bere și faci un mic, o ceafă, o ce vrea mușchiul tău. Puțin vesel, așa, luat în freză, parcă merge mai bine afacerea. Așa. Noi avem nevoie, luni, de o scenă. Există o scenă la Voimeasta. Hopa! 3 zile le-am montat. 8-6. 8-6, bine! Super! Problema, scena este foarte mare și foarte grea de montat. Nu ne trebuie acoperiș, doar scena, jos. Vorbim cu domnul Țolea când are semnal, da? Sunăm, ne dă un număr de contact și luăm legătura acolo. Timp ce ăia stăteau, eu eram plină de ne-am văzut pe aia că stau acolo la cârciumă deja. Mi s-a părut amuzant, dar pe de altă parte mă și ofticam. Că stai, frate, că și eu voiam să stau acolo, nu e corect. Și una. Fata în dreapta față! Ei! Eu eram destul de cu minte, dar eram și nervoasă că ăștia n-au venit la repetiție. Și... Hai mă la repetiție, că oricum Babană deja tremura tot, nu mai știa de el. Deci eu dacă iau bătaie din cauza voastră, de la Neamărin... Nu-i bătaie din cauza noastră, tu-i bătaie din cauza ta, că tu ai venit cu ideea asta. Ce? Tu ai venit cu ideea Vai asta. Vai de p***a. Păi și cum mergeam noi? Mai stăteam un pic, l-am întins pe Sony că-l doare spate. Unde se grăbești? Când mă uit în față, Babană, știi cum era? Cu coada între picioare. Uitați-vă la Babană, e în față.
L-a luat frica pe ăla. Eu mă duceam așa cu frică, mă duceam de parcă mă întorceam. Doamne. Și nu mă gândeam, vai să vezi ce-mi dă asta. Vai ce ne dă, vai că ne omoară, vai că ne toacă. Ți-e frică? Mi-e frică. Asta zici. Dar noi am făcut treaba. Da, am fost la terasă, ne-au dat și ceva de băut. Dar noi am făcut treaba. Cine a greșit? A fost Nea Marin că întârzia la repetiție. Așa? Și bate cu mâna în boțul ăla. Boțul sus, boțul sus. Atenție! Hei, stai acolo! Salut, Blacer! Hai, hai vrei că ne iese, fii atent aici. Vezi că vine baban, îl văd acolo. Văd în zare cum apar cei trei crai de la răsărit. Ciupiți! Câte trei? Piliți! A fost aici la 6:15 și nu era nimeni. Scopilași, puteți să vă uitați în partea cealaltă, voi? Întorceți-vă! Întorceți-vă, nu vorbesc serios, întorceți cu fața acolo, voi! Incredibil, cum am ajuns acolo, Neamărin era supărat. Știam că când ajungi acolo la nebunul ăla, te bate și nu vrea să audă nimic. Nu înțeleg ce l-a apucat. Da, omul a fost cu noi. Bineînțeles că ne-am pus toți ca la spectacol acolo să ne uităm. Ală, că pot să chimea mare! Nu, 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 băi! Mi-a dat odată și bine, dar noi a dat ca în covor. Vină cu așa! Da, am făcut rând de scenă! Vină cu așa când zic! Stai așa să vorbim! Am făcut! Mă, dacă mai au pe cineva care zice că nu dă ca lumea Nea Marin cu boțul la mor. Dar asta când îți dă una, tu ești cu vânătaia acasă, nu există. Avem scenă. Scenă, da, vorbesc da, serios. Știu. Lumini. Da, vino aici, vino aici că nu o să... Vino. Păi îmi dă-i cu alea două, mă. Vino când îți zic. Da, ei credeau că o să zic că am găsit scenă, gata. Bravo, mă, băieți, dar nu vă mai bat, nu vă mai hai. Lasă-l acum. Ne-a distrus, cred că, 10 bețele la toți. Ne-a dat tare, tare rău. Dar asta e Nea Marin, bătrino nebun. Facem o dată și pentru proști ăștia? Nu! 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 Prea! Nu! Nu! Și până la urmă, bineînțeles, ne-a pus să mai facem și pentru ei. Eu mă gândeam numai cum o să mai danseze Sonia acum, îți dai seama. El era deja pe altă planetă. Patriția! Mi-e doare spate, nu mai pot. Deci ce vrei? Sonia, nu te mai înțelegeai. Oase era roșu la față. Surprinzător. Mai ciugulițe așa o dansa mai bine decât ieri. Ușor! Hop, stop acolo! S-au concentrat toți și mi-a ieșit treaba. Sus! Sus piciorul! Hei! Ișe bățul! Cu toții bățul sus! Ține bățul sus! Mă, nu era foarte greu dansul. L-am prins acolo, ne repetam. Mă făceam foarte serios, că nici nu eram în stare să mai alerg. Mă omora Nea Marin. Sonia, în schimb, pus pe hai, pa, 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 glume, nimic. Nu te mai prosti! Banana, nu faci! Haide! Sus piciorul! Hai, banana! Hei! Băi, recunosc, n-a fost rău, dar meritați câte una. Nu mai, vină cu aia. Omor dacă m-a pus alea, dă direct, jur, nu mai alea. Au. Au. Dă de rupe Nea Marin și dă din suflet. Și am luat. De ce ai plecat, că tu ești rău? Am făcut. I-am dat lui Sonic că se ciupise mai rău ca toți. Nu ne-a lăsat nici să le explicăm de ce am plecat. Nimic. Uite-ți, ghicește cu care dau. Ghicește. Ghicește cu care. Cred că se gândea la faptul că noi am dat-o pe asta cu scena ca să scăpăm oarecum de bătaie. Acum vorbesc serios. Scena de unde ați găsit? Nea Marine, lasă-o pe mine că știi mai treaz. Am dus acolo la terasă, am vorbit cu proprietarul și a zis că ne-a cel că sună el pe primarul de la Băneasa. Nu. Și a zis, bă, da, avem scenă, 8:06. Că la Voineasa are scenă, are tot, a vorbit cu ăla. M-am zis, dacă a făcut rost de scenă, iert. Dacă nu am scenă, italianule, jur, ți-arunc tot în aer. Jur, îți spun eu. Dar de ce tot vorbești făcut, prostii? Nu vorbi prostii, nu. Tot este făcut, numai că organizatorul are
Ultima cuvânt. În timpul ăsta, domnul primar era dincolo, în curtea școlii, și vine la plasă, zice, Nea Marine. La voinea asta n-au sunet și scena nu e pentru ce vreți dumneavoastră. Aia nu se poate monta aici. Deci ascultați-mă, eu vă trimiteam eu direct. Nu ne mai răspunde ăla din Dragoșani. Nu ne mai răspunde ăla. Ăla nu vrea să ne dea. Dacă te uiți acum la noi la televizor, puteai să dai măcar un telefon să zici, bă, nu mai pot să o aduc, nu vreau să o aduc, sunt costuri. Puteai zice orice. Și atmosfera din ce în ce mai plăcut. O dată singur, ce ai înțeles? Ca să văd. N-am înțeles nimic. Ori de la Nea Mărin că m-a bătut pe partea asta. Chiar a pus bune, Lona, m-a ajutat.